Bine v-am regăsit la Tablou de Viață. Astăzi ne aflăm alături de artistul plastic Gheorghe Cuciureanu, căruia îi spun bună ziua și îi mulțumesc că ne-a primit la dânsul în galerie. Vă mulțumesc și bine ați venit! Artist plastic și totodată profesor la Liceul Victor Brauner și după câte am observat de când v-am cunoscut, încercați să promovați și orașul și arta prin tot ceea ce faceți. Haideți să o luăm cu începutul, cum obișnuiesc eu în emisiunea mea, să întreb invitatul unde s-a născut, unde a copilărit și cum a ajuns unde este astăzi. De unde veniți? M-am născut în Piatra Neamț, la Spitalul Județean. În urmă cu ceva vreme, am copilărit aici, prin pădurile din împrejurimi. Am făcut școala de artă 5-8 cu soții Pompiliu. Ei m-au descoperit. Ei au spus că eram talentat, eu nu știam, și m-au chemat la școala de arte, nu numai pe mine, și pe alți elevi, printre care Vasile Soponariu, Drumea, Viorel Gaidău, care acum este la București, Atena Simionescu, care acum e rectorul Facultății de Artă din Iași, și pe mulți alții. Fleissig, care este artist plastic în Franța, au avut foarte mulți elevi, pentru că soții Pompili erau în primul rând niște oameni foarte pasionați și făceau din inimă, din suflet, ceea ce făceau. Stăteau peste program, ne făceau expoziții, ne secundau până la facultate, nu ne lăsau de izbeliște, am terminat și gata. Am păstrat o legătură prietenească până înainte de a muri, să spunem, cu ambii. Ca pe niște copii. Da. Aveau. Și ei, când mergeam la ei, mereu îmi spuneau ce a făcut Fleissig, ce a făcut Soponariu. Erau mândri și ei și, mă rog, fata lor acum este Iurica Pompiliu, artist plastic în Suedia. Deci e o zonă aici oameni. De ceva vreme. Suedeză și se descurcă bine acolo, am înțeles. Spuneți-mi de... În alt orizont, o altă țară. Să înțeleg că vă pare rău că sunteți aici. Nu, mie îmi pare bine. Acum mi-am asumat soarta și plus de asta nu are de ce să îmi pare rău pentru că am călătorit destul. Deci 2-3 ani cred că am stat numai în străinătate. Am călătorit, am expus, am scris cărți. Am reușit chiar să public o carte în franceză despre mănăstirile județului Neamț, publicată la o editură din Franța. Se numește Merveille de Monaster Rumen. Minunile mănăstirilor românești. Spuneți-mi despre părinții dumneavoastră. Sunteți singur la părinți? Nu, mai am o soră, e doctor în București. Așa, și? Părinții, tatăl meu a fost militar, capitan, și mama secretară la hotelul Ceaclău. Secretară dactilografă. Și ce părere aveau în copilărie despre faptul că vă plăcea pictura? Știți, nu mulți părinți își încurajează copiii să meargă pe calea asta a artei. Da. Mama mea era foarte fericită. Tatăl meu era sceptic. Tatăl meu spunea că totul trece prin stomac. Numai că a murit și mi-a apărut în vis și mi-a spus că a greșit. Deci n-a avut dreptate, nu. Bine că nu l-am ascultat. Mi v-a apărut în vis mai târziu, așa să vă confirme. Pe mama o făceam fericită când făceam o pictură și ea m-a încurajat foarte mult. A fost primul meu critic sau primul meu nu critic. Pentru ea totul era minunat ce făceam, dar a fost cea care mi-a dat aripi, să-i spunem așa. Și ce vă duceți aminte de părinții dumneavoastră? Erau severi? Spuneați înainte de emisiune că v-au lăsat totuși libertatea să Mama era foarte, foarte, cum să spunem,
iubitoare și înțelegătoare. Și tata era, sigur, fiind militar, în spirit, mai cazon, mai... Dar avea inteligența necesară să înțeleagă totuși, nu putea depăși lucrul ăsta. Fiind militar, ați crescut cu o educație strictă? Nu, nu, nu. Am crescut așa, precum burienile. Nu. Mai mult cu pădurea și cu... Deci visam mai mult. De mic copil mergeam prin pădure și stăteam ore în șir. Acolo mi-am pregătit și liceul. Luam cărțile cu mine și mă duceam în fundul pădurii și acolo îmi plăcea. Dar nici părinții nu mă deranjau. Erau puțin speriați că... Dar până la urmă s-au convins că așa e temperamentul artistic și dacă nu se întâmplă nimic, asta e. Ați fost norocos din acest punct de vedere, cred eu, să aveți niște părinți care să vă înțeleagă. E fundamental pentru un artist. Pentru că altfel copilăria te ajută mai târziu la maturitate să ai curajul să pictezi. Cam foarte mulți artiști spun că copilăria reprezintă tanorul lor principal. Bun. Privind acum în urmă, considerați că să lași libertatea, ca părinte, nu doar, considerați că să lași libertatea unui copil e fundamental pentru un copil, pentru creșterea lui și dezvoltarea lui optimă, nu doar pentru un artist? Acum, din experiența pedagogică pe care o am, nu e bine să lași copilul liber, dar nici să-l obstrucționeze. E bine să-l însoțești, să copilul se simtă un prieten în părinte. Trebuie să-și facă propriile sale experiențe, dar trebuie să știe că tot timpul... Bineînțeles, dar trebuie să știe că tot timpul mama îl iubește și se întoarce acasă și are... va fi iertat, să spunem. Și până la urmă, asta este viața, nu e nimeni perfect. Și dacă nu experimentezi și nu greșești, nu ai ce memora până la urmă. Spuneți-mi, prima lucrare de care vă aduceți aminte, că cred că nu e tocmai corect spus prima lucrare, prima mâzgăleală de copil sau primul desen care arăta că aveți talent. Vă aduceți aminte? Da, era... Am făcut prin clasa 7 o pictură în ulei, reproducere după un pictor spaniol, cred că era vorba de un călugăr care se ruga și ajunsese la un soi de iluminare. Mi-a plăcut mie mult atunci și știu că mi-a creat o bucurie deosebită când am reușit să-l fac. A fost prima mea lucrare în ulei. Mai am lucrarea respectivă. Ar fi frumos să o expuneți într-o zi. Da, da, da. Urmează să fac, poate aici la galerie, vreau să fac o expoziție cu lucrările mele din copilărie până la lucrările de maturitate. Să vedeți cum ați evoluat. Să mă cunosc și pe mine, în primul rând. Știți că artistul, prin intermediul lucrărilor și a expozițiilor, se cunoaște, în primul rând. Dacă nu am avea această dragoste și acea curiozitate de a ne cunoaște, n-am mai pictat și n-am mai face expoziții. Scopul principal al artistului nu e nici vânzare de lucrări, nici profitul. Este autocunoașterea și exprimarea frumosului, cred eu. Spuneți-mi, credeți că talentul artistic se moștenește de la cineva din familie, e de la Dumnezeu? Cum credeți că vine un copil cu acest talent, ceva se educă, ceva se naște în el la un anumit moment în viață? E părerea mea că toți oamenii sunt talentați, au o doză de talent și... Părerea unanim acceptată, cred eu, este, așa cum spunea George Enescu, că pentru a deveni artist este nevoie de 1% talent și 99% muncă. Ori acel 1%
cred că foarte mult, dacă nu toți oamenii l-au, numai că nu toți îl cultivă. Talentul, sigur, este nativ, dar trebuie cultivat. E ca o plantă. Dacă nu auzi la timpul lui, nu încurajezi, nu-i planta, nu crește. Ca să devii artist, trebuie să-ți construiești niște aripi cu care să urci în lumea imaginației, să-ți extragi de acolo stilul și totuși să nu nebunești. Adică să ai o doză de echilibru. Adică să ai aripi, dar să mai ai și legătura cu pământul. Da, 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 sigur, sigur. E greu să, așa, între cer și pământ? E greu, da. Nu e simplu. Nu e simplu pentru că nu prea ai parteneri de dialog. Lumea nu te înțelege. Deci omul simplu, când vede un artist, să-i spunem, în inspirație, zice că este nebun. Ori artistul respectiv trăiește în lumea lui interioară și are o fierbere lăuntrică și de acolo caută să ridice din lumea lui, să exprime prin artă. Și foarte multă muncă când dintr-o idee poți să faci etapă de etapă o operă de artă. Spuneți, în prima întâlnire cu profesorii care v-au descoperit. Au venit soții Pompiliu la școală, am făcut școala la numărul 3. Și au venit în clasă, ne-au dat o temă de lucru și după aia au ales cam 5-6 copii din clasă și au spus că ar fi bine să venim la liceu de artă, să dăm acolo o probă, să vadă dacă suntem buni sau nu. Și am dat proba și ne-am înscris la liceu de artă, la școala de artă, era o școală peste, se făcea seara. Mergeam ziua la o școală normală și seara făceam cam 8 ore pe săptămână. Mergeam la școala de artă. Asta nu... Făcut istorie artei, desen, crochiuri, compoziție, modelaj. Școală foarte serioasă era. Se învăța mult. Și erau severi, puneau și note rele, nu... Și aveau și cu cine să fie. Colegii dumneavoastră, vă înțelegeați? Erați prieteni cu colegii cu care pictați sau se trezeau invidii și răutăți ca între copii? Nu prea mi-amintesc de invidii și răutăți. În general, era un respect pentru cei care lucrează mai mult. Copiii respectau pe cei care lucrează mai mult și nu erau animozități, nu mi-amintesc. Nu v-ați uitat niciodată? Era un respect pentru talent. Nu, la un coleg, să vă fi gândit vreodată, aia astăzi a pictat mai frumos ca mine, i-a ieșit ceva mai bine decât mine. Există totdeauna, știți, o diferențiere și nu toți copiii sunt la același nivel. Adică fiecare muncește după puterile lui, dacă toți au acel 1% de talent. Ei, am avut marele noroc să nu fie internet pe atunci și nu, copiii nu aveau atâtea tentații ca în ziua de azi și atunci ne retrăgeam mai mult spre poezie, spre compoziție, spre desen. Acum copiii au alte posibilități și manualitatea este puțin, nu zic eu, neglijată, dar îți trebuie totuși un timp pentru a, și pentru a învăța să desenezi, să pictezi. Acum sunteți profesor și puteți face clar diferența, că tot ați adus vorba de norocul pe care l-ați avut să nu aveți internet. Noi, cei din ziua de azi, cam greu ne-am putea descurca sau am ajuns aproape dependenți de internet. Spuneți-mi, care credeți că e diferența profundă între un copil de atunci și un copil de acum? Deci copiii de atunci erau încurajați chiar de profesori și erau valorizați dacă aprofundau. Copiii din ziua de azi nu prea știu ce este profunzime pentru că nu au exersat-o. Nu au exersat-o pentru că au prea multe tentații, plus de asta tentațiile le au de mici. Fiind de mici, vă dați seama, își creează niște deprinderi, deci devin să coc mai repede.
să coc mai repede, devin agresiv mai repede, încep viața sexuală mai repede, se ratează mai repede. Și atunci... Ard niște etape mai repede. Da, da. Acum eu optez pentru a face legătura dintre materii, adică internetul e foarte bun, dar dacă e folosit în scop pozitiv, pentru a mă ajuta să aprofundez ceva. Altfel preiau de pe internet anumite informații care nu știu cât sunt de verifice sau științifice și până la urmă cred că știu mare lucru, dar de fapt mintea mea e încărcată cu tot soiul de informații care de obicei se bat cap în cap. Ideea e de a le prelua și de a face din ele un spațiu rotund, o armonie. Și atunci la acest lucru trebuie să contribuie și literatura, și muzica, și tenisul de câmp, și gimnastica. Adică această concurență, că am văzut foarte multe cazuri de copii deosebit de talent și părinți cu potență financiară și neînțelegând și nevalorizând aprofundarea, merg pe povestea cantitativului și atunci copilul face și not, și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Profesorii nu discută între ei, lucrează la nivelul concurențial, dezvoltă doar o anumită aptitudine, care până la urmă poate nu e valorizată în viață. Copilul nu va face și atunci e timp pierdut, dezorientare școlară, bani pierduți. Și atunci soluția asta se poate rezolva, sau acest fapt se poate rezolva dacă se creează o comunicare reală între părinte, profesor și elev. Adică se pornește de la ideea că nimeni nu le știe pe toate. Eu personal, mâine am de învățat lucruri noi și oricine dintre noi. Că dacă m-aș duce la școală cu ideea că le știu pe toate, n-aș mai putea să fiu atent și nu m-ar mai interesa să descopăr talentul copilului. M-ar interesa să-l fac pe el să mă asculte, ceea ce nu-i cazul. S-a întâmplat să învățați și de la copii? Totdeauna, sigur. Totdeauna, până la urmă, de asta am ales educația, pentru că e o lume vie. Am lucrat în industrie, și acolo era o lume moartă, o lume în care făceai prototipuri și trebuiau să fie din ce în ce mai bune, mai economice. Și am ales un salariu mai mic și, până la urmă, o vitalitate mai mare. Care sunt situațiile cele mai dificile în care vă pun elevii dumneavoastră? Sau ce învățați de la copii prin intermediul acestor, eu știu, întrebări încuietoare sau situații mai deosebite? Cele mai dificile situații sunt... le ridică copiii care sunt foarte inteligenți, care vin din aceste cercuri, au o potență financiară, în familie se consideră literă de lege, cantitatea, banul, bun, inteligență, dar dacă inteligența și efortul se branșează pe această dispersiune, cum am spus, de activități, creează la copil o falsă impresie că știe, el devine mândru și eu dacă încerc să-i spun că lucrurile nu stau chiar așa, el începe să urască profesorul. Intuitiv, inconștient. Inconștient, da. Și atunci, dacă la această ură se mai atașează și părintele, adică vine copilul și se plânge de o problemă și părintele îi dă concurs copilului, nu atunci acel lucru crește. Care e adevărul și amplifică... Vă dați seama, sunt unii părinți care nu stau să verifice și iubesc copiii, nu știu să facă diferența între iubire și atașament, sunt atașați. Bun, mulți dintre ei zice, păi pentru copilul meu pot să fac și, ce știu, crimă sau orice aș face pentru copil. Asta se numește atașament, nu e iubire responsabilă și nu trăiește alături de acea aprofundare la care mă refer. Dar sarcina profesorilor, de aia s-au făcut profesori, este să înțeleagă. Să înțeleagă și să ține de maestria pedagogică. Deci aveți o misiune dificilă. Te formezi ca profesor, sigur, asta e viața până la urmă. Fiecare copil e altfel, are altă problematică. Vă place mai mult să fiți pictor sau mai mult profesor? Pictor, bineînțeles. Profesor pot spune că sunt de ocazie sau
Dar fiind profesor la un liceu de artă, ar zice eu că nu am greșit prea mult. Cu siguranță. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim.